Mai mulți oameni, inclusiv dumneavoastră, au vorbit despre această companie românească Vestmol Transgaz. Da. Da. Care a majorat tariful pentru transportul gazelor cu vreo 200 și ceva de procente. Cu 266, da, concret. Noi, apropo, noi, oamenii de zi cu zi, nu prea observăm asta în tarif. Da. Da. Noi am fost la puterea 4 la emisiune, domnul Octavian Calmâng. Și a zis că voi acum nu simțiți. Da, corect. Dar streacă, alegele și o simțiți. Că ei când au... Precizez, nu sunteți unii cu care ați lansat știrea respectivă. Domnul Gonț, încă o dată, eu am lansat cu cifre, cu descriere în detalii. Am în telefon un tabel și anume ne-a demonstrat că în timp apropiat, dacă ultimele tarife vor fi aprobate de Andrei, dar vor fi deja de două ori s-au aprobat, o să ridici cu 266 transportarea gazelor pe rețele, da? Cine așteaptă? Pe oamenii de zi cu zi care vin, mai ales că vin în sezonul deci, aici? Ei vor și sunt gata să scumpească nu doar tarifele de transportare, că asta e în ședea m-a făcut-o, în câteva etape, înțeles, da? Să nu bate la ochi. Dacă deodată radical cu 266 era scandal. Mai ales o făcut-o în perioadă caldă, când se consumă gaz mai puțin. Chijăroc, zapas, aveau și la Moldova Gaz și la Energocom din cauza tarifilor nebuni care noi le-am avut. Ați văzut, da? Și ei chestia asta o pregătesc acum, inclusiv ridicarea prețurilor, imediat după alegerile prezidențiale. Anul electoral încă n-a început, dar văd că ca la comandă s-a început un atac cu informații false, în mod special în ceea ce privește tarifele la gazele naturale și la energie electrică. Guvernul, într-adevăr, nu poate să cunoască ce va fi pe piața internațională, dar vreau să asigur toată lumea că moldovenii în acest sezon nu vor plăti tarife mai scumpe la gaz și la electricitate. Cei care participă în campania electorală, vreau să-i rog să concentreze pe proiectul de dezvoltare, să arate cum ei vor o dezvoltare Republica Moldova mai degrabă decât să promoveze diferite informații false.